cadrul manifestărilor dedicate aniversării 150 de ani de la înființarea statului major general la centrul hipic al clubului sportiv al Armatei Steaua a avut loc Cupa Steaua la echitație. Anul acesta, la etapa campionatului național de călărie, Cupa Steaua la dresaj, peste 80 de concurenți și-au demonstrat talentul și priceperea pe parcursul mai multor probe. Fără o prietenie, între om și cal nu se poate face nimic. Eu, cel puțin, cu acest cal lucrez pe baza prieteniei, mi-e cel mai bun prieten, mă ascultă, mă înțelege la fel și eu îl înțeleg. În momentul în care nu se simte bine, îl las în pace să se odihnească și lucrăm mâine ce nu am apucat să lucrăm astăzi. Este un cal foarte valoros, este un cal care am câștigat foarte multe concursuri naționale și internaționale și de anul acesta vreau să mă duc să mă calific la Cupa Mondială. Cea mai veche secție a Clubului Sportiv al Armatei, secția de călărie, a fost înființată în anul 1928. Având o tradiție îndelungată încă din perioada cavaleriei române, călăria este un sport nobil apropiat ca specific militarilor. Sunt bucuros că există pasiune, sunt bucuros că există preocupare din partea conducerii clubului și a echipei care se ocupă de acest frumos sport și am speranța că în viitor vom putea să reabilităm această bază în așa fel încât să o aducem la un nivel competitiv care să facă cinste armatei române.